Și pentru toți suntem în zi de sărbătoare. Astăzi, în această, sau în acest an, se împlinesc 5 ani de la reapariția revistei Viața Noastră, o revistă care scoate în evidență activitatea de zi cu zi a casei, care scoate în evidență activitățile desfășurate în municipiu și nu numai în municipiu, dar, ca să nu răpesc din cuvântul cele mai distinse domnișoarea noastră, o să rog să poftească pe Teodora Zadea să ne prezinte cei 5 ani de revistă. Vă rog frumos! Bună ziua, în primul rând, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați cititori ai revistei Viața Noastră, vă solicit încă de la început îngăduința unei confesiuni. Cu sinceritate, vă mărturisesc că a vorbi în 5-10 minute despre revista Viața Noastră, aparținând casei de ajutor reciproc a pensionarilor Elena Cuza Brilat, ce astăzi împlinește 5 ani de existență în peisajul publicațiilor destinate vârstei a treia, constituie pentru mine o provocare. Mai ales că în ograda revistei am aterizat abia anul trecut. Am picat e un fel de a spune, căci îi datorez acest lucru domnului președinte Nicolae Mihai, care la acel moment era în căutarea unui colaborator. Vă destăinui faptul că în acele clipe mi-am pus întrebarea de ce Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza Brilat are nevoie de o publicație, având în vedere că în acele clipe despre asociațiile de tip CRP și activitățile desfășurate de către acestea, vă mărturisesc sincer, nu știam mare lucru, decât poate aspectele ce țin de latura pecuniară, de faptul că oferă persoanelor de vârsta a treia împrumuturi cu dobânzi cu mult sub nivelul celor practicate de către instituțiile financiar-bancare. Abia mai târziu, după câteva luni de pelerinaj prin redacția revistei Viața Noastră, aveam să descoper faptul că aceasta constituie spațiul unde preocupările persoanelor vârstei a treia își găsesc materializarea, că este tribuna lor de informare din cele mai diverse domenii, de la istorie, literatură, pictură, muzică, sfaturi medicale, până la informații utile sau despre ultimele realizări ale casei de ajutor reciproc ale pensionarilor Elena Cuza Brilat. Aveam să realizez astfel că nu e puțin lucru ca pentru o asociație, așa cum este Casa de Ajutor Reciproc, cu un număr de peste 32.000 de membri și 32 de sucursale, să editeze o revistă ce cu rapiditate a reușit să se impună în peisajul publicațiilor la început de nivel local, apoi național, pentru ca în prezent să depășească granițele naționale și să fie căutată la nivel internațional. Parcursul revistei nu a fost unul ușor, lipsit de dificultăți, obstacole, ba din potrivă. De pildă, începuturile sale s-au aflat sub zodia incertitudinii, știut fiind faptul că primul număr al revistei a apărut în anul 2004 din inițiativa președintelui de atunci al casei, Gheorghe Tănase. Abia în 2010, când conducerea casei a fost preluată de către domnul președinte Nicolae Mihai și noul consiliu director, revista avea să fie reeditată prin hotărârea consiliului director numărul 209 din 21 septembrie 2010, iar numărul 2 să fie lansat cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 1 octombrie. Din acest moment, cu fiecare număr, revista Viața Noastră cu prisosință s-a înscris în procesul transfigurărilor și transformărilor instructive, educative, culturale, spirituale, atât de necesare omului contemporan, în goana și agonia lui prin lume. S-a impus cu rapiditate în peisajul publicațiilor de gen, prin frumusețea discursului intelectual, cultural, spiritual, promovat, ce ne cheamă și ne provoacă la o activitate și acțiune responsabilă în fața oricărei culturi, civilizații, credințe, îndrumați și călăuziți fiind de o atitudine echilibrată, plină de discernământ și dreaptă socoteală. În anul petrecut ca membru al colectivului de redacție al revistei Viața Noastră,
Am descoperit că a edita o revistă este un construct complex, cu migală și perseverență, care la un astfel de ceas aniversar oferă satisfacția unui bijutier. Revista Viața Noastră a izbutit să-și configureze un profil publicistic distinct, elevat și datorită membrilor colectivului de redacție, alcătuit dintr-un număr de profesori specialiști în arta condeiului și nu numai. Și aici, dacă îmi permiteți, vreau să spun faptul că este meritul domnilor profesori Gruia Novac și Serghei Coloșenco, ce au fost alături de revista Viața Noastră încă din faza incipientă, ajutând-o să crească, să devină mai puternică, mai frumoasă. Al domnului președinte Nicolae Mihai, un artizan desăvârșit, ce a reușit să creeze familia Viața Noastră, compusă din colaboratori, membrii colectivului de redacție, cititori, domnul profesor Petruș Andrei, domnul profesor Gheorghe Gherghe, lor alăturându-li se și Bogdan Artene, ce oferă ținuta grafică revistei, precum și numeroși și entuziaștii colaboratori, iar aici îi voi menționa pe doamna profesor Maria Marin, Lucia Munteanu, Ecaterina Teletin, domnul profesor Ghiță Cristian, domnul Valentin Roșca, domnul colonel în rezervă Ioan Staș, și mulți, mulți alții pe care, din rațiuni de timp și spațiu, nu îi voi menționa aici, dar cărora vreau să le mulțumesc în numele colectivului de redacție că sunt alături de noi în realizarea revistei. Înainte de a încheia această scurtă intervenție, vreau să vă mai spun faptul că, cu prilejul împlinirii a 5 ani de la reapariția revistei Viața Noastră, am primit foarte multe mesaje din partea caselor de ajutor reciproc a pensionarilor din țară, de la colaboratorii noștri statornici, de la cititorii fidei, pe care le veți regăsi cuprinse în numărul 24 al revistei. Cu această ocazie, dați-mi voie să le mulțumesc pentru faptul că sunt alături de noi, ne simțim astfel fortificați, încurajați, le suntem recunoscători pentru gândurile frumoase, pentru cuvintele calde de apreciere și urările de viață lungă, vibrantă și sănătoasă. În același timp, vreau ca numele colectivului de redacție să întăresc, dacă mai este necesar, angajamentul nostru de a realiza în continuare o revistă bună, cu personalitate, dinamică, racordată la realitățile cotidiene, care să fie așteptată, căutată și citită de către persoanele vârstei a treia și nu numai. Ne dorim ca Viața Noastră să constituie pentru dumneavoastră cititorii o tribună de formare și informare, un solid reper cultural. La acest aniversar, permiteți-mi să urez mulți ani frumoși creatorilor acestei publicații, sănătate, putere de muncă pentru a încânta în continuare cititorii cu materiale dintre cele mai diverse, iar revistei Viața Noastră nu-mi rămâne decât să îi adresez urarea din străbun, vivat, crescat, floreat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim pentru expozeu, domnișoare, un expozeu deosebit, care ne-a lăsat pe glas. Rugăm pe domnul Porumbu Alexandru să ia cuvântul cu privire la Viața Noastră, să nu numai. Sărmâna, bună ziua și la mulți ani tuturor participantelor la această activitate foarte complexă. Vreau să vă spun cu sinceritate că vin la Bârlad și în mod deosebit la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bârlad, domnule președinte, parcă sunt pe altă lume, vă spun foarte cinstit. Noi în Bârlad avem multe centre culturale, biblioteca, muzeul, complexul Bubuianu, teatru, nu mai vorbesc la nivel de județ, dar mi se pare mie că activitatea cea mai complexă și activă, permanentă, se desfășoară la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Și lucrul acesta se vede foarte clar și precis. Pentru asta îi mulțumesc conducerii Casei de Ajutor Reciproc și personal domnului președinte. Acțiunea de astăzi este pregătită foarte bine și pentru asta îi fericit. Și sper că și în continuare Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarului Bârlad va deveni un puternic centru cultural mai, cum să spun, cu activități mai puternice, în așa fel încât să contribuie la răspândirea culturii la nivel județean și chiar național și internațional, cum spunea o domnișoară mai înainte.
Două lucruri vreau să aduc în discuție. Am văzut în revistă că domnul profesor Buian Novac împlinește 80 de ani, duminică, îmi cer scuze, domnule președinte, dar eu vreau să plec, am o problemă familială. Domnule profesor, vă mulțumesc că existați, felicitări pentru contribuția dumneavoastră la realizările acestei case, în calitate de colaborator, în calitate de... Sunteți în colectivul de redacții, sunteți un super intelectual, un super om, vă spun foarte sincer, așa vă consider eu, și multă sănătate și să fiți și peste 100 de ani, așa cum sunteți, cel puțin acum. Multă sănătate! Mulțumesc! În legătură cu revista, nu un articol în revistă, nu aș vrea să mai insist, poate să-l citească toată lumea. Două lucruri vreau să aduc în discuție, în legătură cu revista. În primul rând, revista este un puternic partener a acestei case, un partener loial, cinstit, un partener ascultător, în sensul că, prin revistă, dumneavoastră aveți o activitate foarte complexă, pe o suprafață foarte mare, foarte multe activități, și așa cum spuneam și revistă, acest instrument de lucru, de informare, de comunicare, de socializare, de cultură, de socializare complexă. Iar noi astăzi am participat aici la o activitate foarte complexă. Noi socializăm și foarte multe lucruri s-au întâmplat în această zi și în aceste momente foarte emoționante. Și iată că acest apreciere pe care am făcut-o eu, că revista contribuie la socializarea complexă, este acoperită chiar prin acest exemplu pe care noi îl desfășurăm la ora actuală. Dar să revin la revistă. Deci revista este un instrument de lucru și bineînțeles că, virgulă, casa are posibilitatea să informeze pe toți membrii ei, pentru că sunt 33.000 de membri, dar nu mai vorbesc la nivel local, la nivel județean și așa cum spunea aici, la nivel național și internațional. Eu vreau să vă spun dumneavoastră că îmi plec la București la fel de fel de întâlniri. Primul lucru care mă întreabă colegii dacă am adus reviste. Mi-a trimis domnul președinte ieri 100 de reviste și când i-am spus lui domnul fiscal astăzi că nu mai am decât câteva, era să-mi spună, domnule, dacă nu le-i cam, vă spun sincer, deci revista merge peste tot la toate autoritățile județene, avem două cluburi în Vaslui, avem trei centri sociomedicale și toată lumea în cele revista. Vă spun, ieri am dat-o lui domnul Buzatu, domnul președinte, o spus că domnul Buzatu o să mă suni personal pentru să mă fericit. Eu l-am invitat să vină, am spus domnule și sper că o să vă sun. Se termin, nu? Nu, am întrebat dacă citește. Da. Și ca să închei, vă fericit pe toți, fericit Casa de Cultură, vă doresc tuturor multă sănătate și voi fi alături de dumneavoastră la toate evenimentele pe care le veți organiza. Multă sănătate în modal. Deci, mulțumim, domnule președinte al Consiliului de Țară Persoanelor Vârstnice Vaslui și sperăm să ne reprezinte cu bine la Consiliul Național, să depună toate diligențele ca această asociație, ca celălalt asociație din țară, să fie recunoscută ca asociație de pensionari. Vă mulțumim, domnule Porumb. Toată stima, domnule Porumb. Onorată asistență, voi fi scurt. Cu atât mai mult că pe data de 12 noiembrie anul acesta, la Ploiești, am aniversat 5 ani de când edităm revista Prahova Eroică. Noi, la nivel național, avem revista România Eroică. Nu s-a publicat încă, nu s-a editat ultimul număr, dar când se va edita, cu siguranță, la păvărușa noastră o să ajungă revista și o să beneficiază dumneavoastră de ea. Astăzi însă am dat comandantului garnizoanei o revistă, o să-i mai dau și domnului președinte și am să dau și la cadre rezervă. Mai întâi câteva aprecieri despre revistă.
Sunt încântat. Este, vă rog să mă credeți, pentru că și eu am primit mai multe exemplare la fiecare număr de când ne vin la dumneavoastră și pregătim monografia asta de omagiu eroilor vasluieni și toată lumea vă laudă. Este o revistă de cultură, într-adevăr, deosebită, deosebită. Nu mai vorbim de tirajul care îl realizați și apoi și numărul de pagini. Dacă ați pornit cu 10 pagini, ați ajuns la 100, e o treabă deosebită. O grafică deosebită. Dar nu mai vorbim de conținutul materialelor. Aveți niște intelectuali de bază. Domnule profesor, la mulți ani, să trăiți, să conduceți mai departe colegii de redacție, să facă treabă de pagini în continuare. Și am următoarea rugăminte și vă rog să țineți seama, domnule președinte. Nu sunt posibilități la nivelul Vaslui, nu numai a municipiului, ca să faci o revistă proprie la cultul eroilor. Dar vă rog eu să faceți loc în paginile revistei și următoarelor rubrici ale copiilor din școli, ale cercurilor cultul eroilor. Eroul din localitatea mea, din familie și localitatea mea. Și o să vedeți dumneavoastră cu ce surprize veți avea când vor veni copiii să vorbească despre bunic sau despre unchi sau nu știu cine care a participat din familie la război. Sau școala în săptămâna altfel. Știți dumneavoastră că în luna aprilie au această activitate, săptămâna altfel. Și o să vedeți ce foarte interesant. Sau ziditori de țară, așa cum atunci noi și domnul comandant o să vadă în revista noastră, își fac loc în deosebe acțiuni de copiilor, al cercurilor cultul eroilor. Și ne străduim ca și în România eroi, deci la nivel central să aducem în atenție elevilor deosebi revista cu materialele pe care le publică. Din suflet vă doresc la mulți ani colegiului de redacție, revistei, dumneavoastră, tuturor celor care o susțineți și să ne întâlnim sănătoși, așa cum spunea domnul profesor, nu peste 100 de ani, ci peste 20 de ani, domnule profesor. 27, vedeți? Eu fac 25-23 ianuarie, dumneavoastră faceți acum, da? Acum, da. Da. Ei, la mulți ani, sănătate, nu am. Și pentru că am realizat această istorie a Vaslui lui, vă rog să mă ascultați. Tot mă anunță că mâine trebuie să mă duc la București. Da, vine. Salut. Vino peste o oră. Peste o oră că sunt ocupat la Bârlad. Bine, papa. Lasă, nu mai știu nimica. Știu. Nu mai știu nimica, lasă, mai face acum. Tot mă spune ce să fac mâine la București. Parcă n-aș ști. Deci, pentru că eu am lucrat 10 ani la istoria asta a Bârladului, istoria militară a Bârladului și acea în paralel a Prahovii. Pentru că m-au adoptat acolo, ce să fac, sunt cetățean și Prahovii, acum de vreo 50 de ani locuiesc în Ploiești. Și 10 ani, vă rog să rețineți, am lucrat la aceste cărți în paralel. Stânga Vaslui, dreapta Prahov, așa, am adunat materiale și am scris aceste cărți. Asta a fost editată de către Muzeul Județean de Vaslui. Sigur că tirajul care l-a realizat 300 a fost suficient, am zis și o să ajungă la fiecare comună. După câte sunt informat, n-au ajuns cărțile la comună, dar eu am practicat-o și pe internet și cei care sunteți specialiști, vă rog să apelați la internet și o să găsiți cartea. Și pentru că domnul președinte iubește foarte mult istoria și dumneavoastră la fel, eu ofer unicul exemplar care l-am avut în biblioteca personală, că eu am renunțat la carte și mă folosesc de partea electronică care am pe calculator. Domnule președinte, vă rog să primiți această istorie a județului Vaslui. Vă mulțumesc pentru atenție, sănătate. Mulțumim, domnule colonel, domnul profesor Funcu, președința Galați. În primul rând, mulțumesc colegului și prietenului Mihai Nicolae pentru invitația de a participa la acest triplu aniversare, după cât am fost informat. Am să o iau gradat.
În primul rând, trebuie să spun că mă simt mândru că particip la această aniversare a regimentului 52 artilerie mixtă din Bârlad, întrucât în anul 1962, în calitate de student a Facultății de Matematică din Iași, am participat la o perioadă de pregătire teoretică și practică la unitatea din Bârlad, timp de 2 luni de zile. Și mulțumesc pentru perioada respectivă, fiindcă ca tinerii ai țării ne-a educat într-un anumit spirit. În legătură cu revista Viața Noastră. Trebuie să știți că, primul rând, felicit Casa de Ajutor Reciproca Pensionarilor de Mârlad, Elena Cuza, pentru această revistă care a ajuns astăzi la cel de-al 24-lea număr. Trebuie să știți că este o realizare deosebită și așa cum probabil și am trimis un mesaj, pentru noi, casele de ajutor reciproc, revista din Bârlad a constituit și va constitui un simbol. Referitor la noi, eu la Galați, sunt în căutarea unui Gruia Novac. Trebuie să știți că m-am străduit până acum și n-am reușit să găsim în Galațul la așa zisul municipiu care cândva avea vreo 300 de mii de locuitori, acum a mai scăzut populația și am vrea ca în aprilie, atunci când vom avea adunarea generală, să lansăm și noi, deși nu este primul număr, noi am mai avut o încercare acum prin anul 2003-2004 și am lansat o revistă pensionară. Să vom încerca să v-am spus, suntem în căutarea unui Gruia Novac. Dacă n-ați găsit, înseamnă că n-ați căutat îndeajuns. Îl importăm, nu? Da. Aveți, cu siguranță. Avem foarte mult, însă acolo sunt vreo 3 societăți de scriitori gălățeni care s-au dispersat în cele 3 societăți și mai puțin sunt dispuși la o... Ce realizați dumneavoastră la Bârlad, fiindcă eu sunt prezent vrând nevrând prin căsătorie des aici la Bârlad, ce se realizează în Bârlad și în orașele mici din Moldova. Trebuie să știți că constituie o cinste pentru dumneavoastră bârlădene. Iar domnului... Dar apropo, domnule președinte, mă iertați că cele 3 organizații de scriitori din Galați s-au dispersat. Marele epigramist Cincinat Pavelescu are o epigramă care sună așa. La Capșa sunt 2 mari despărțituri. În una se adună seniorii, în alta se mănâncă prăjituri și în cealaltă se mănâncă scriitorii. Dumneavoastră aici la Bârlad aveți niște oameni inimoși. Felicitări Casei de Ajutor Reciproc, fiindcă a reușit să realizeze acest nucleu. Și doresc revistei Casa Noastră Viață Lungă. Iar domnului profesor, tot mai mulți ani de colaborare cu această revistă. La mulți ani, domnul profesor, și vă așteptăm în spate de revistă. Domn președinte, nu uitați să amintiți în numele domnișoarei Zalda, care de fapt veghează asupra ieșirii fiecărui număr. Se cam uită și-i păcat. Am înțeles. Mulțumesc, domnul profesor. Să rămână. Ăsta e adevărul. Deci un primar deosebit pe care l-a avut Pucioasa, sunt prezent consilier în Consiliul Director al CLP Speranța Pucioasa, domnul Mircea Simion. Dați-mi voie să vă salut cu tot respectul și să vă spun că sunt un admirator a acestei asociații și a acestui oraș plin de cultură și de oameni talentați. Din păcate, suplinesc astăzi președintele casei, care a avut un eveniment nedorit în sfârșitul săptămânii și a trebuit să-l înlocuiesc eu, lucru pe care l-am făcut cu mare plăcere. Am participat și anul trecut la inaugurarea Troiței din incinta casei și la manifestările culturale care au avut loc. Și cu această ocazie am vizitat
cu multă plăcere și am rămas încântat de tot ce am văzut în Muzeul de Istorie al Bârladului, unde am rămas surprins să constat oameni care au făcut istorie, care nu mai sunt, care aparțin altor orientări, sunt prezenți acolo. Și asta este un lucru excepțional pentru mine. Revin acum la revistă. La armată, și eu am făcut armată, sunt încântat de ceea ce am auzit aici. Mi-a dat domnul președinte aseară o revistă pe care m-am străduit cât am putut să citesc și să înțeleg evenimentul. Și să trecem la revistă, că revista este una din marile mele plăceri în timpul liber, atunci când o primesc, nu întotdeauna, dar în ultimul timp domnul președinte a avut grijă să ne trimită două exemplare și o citesc cu mare pasiune și cu mult respect, pentru că prezintă, noi primim din toată țara, de la toate carpurile care au o asemenea revistă. Și trebuie să vă spun în mod sincer că este cea mai completă și cea mai valoroasă dintre ele. Sunt convins că cei care au contribuit la realizarea acestor numere, această perioadă de 5 ani, care e un început de istorie pentru ea, a avut, să spunem așa, inițiatorul, domnul președinte Mihai, care este un om de excepție și care conduce un carp de asemenea de excepție în România. Este un model după o activitate relativ scurtă de când este președinte și toată onoarea, tot respectul și toată prețuirea noastră pentru acest om și pentru cei care lucrează aici în această mare casă, să spun așa, mare casă să ai 32.000 de membri, nu este deloc ușor. Am cunoscut în diverse, câteva, de două sau de trei ori am poposit în orașul dumneavoastră, l-am cunoscut nu personal, ci de la asistența din sală, pe domnul profesor, și vreau să vă spun că rămâneți pentru mine, care nu v-am cunoscut, un om de excepție, un scriitor de asemenea de excepție, un om model pentru viața și cultura orașului Bârlad. Am la mine o carte care, din păcate, are o mică greșeală. Am dat aseară domnului președinte și domnului consilier Mircea Fițcal. Așa. Și apare pe copertă scris de președintele casei numele domnului Mircea. L-am rugat, constatând astăzi, să facă acest schimb în cursul zilei de astăzi și să intre în posesie. Oricum, din tot sufletul vă doresc viață lungă, să vă dea Dumnezeu să slujiți în continuare persoanele, mai ales de vârsta a treia, care, din păcate, cum știți cu toții, foarte puțină lume, chiar și din conducerea țării, le bagă în seamă. Vă mulțumesc! Vă doresc din tot sufletul la mulți ani și să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne leagă din Bobițenii. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Trăiți dumneavoastră. Mulțumim, domnule exprimar. Promitem că o să venim cel puțin 100 la Pucioasa cu cor, cu brigada artistică. Să ne amintim și de cântarea României, totuși. Cântarea României care a dat mari valori. Dar noi, prezent, prin cei tineri, le negăm. Rugăm pe domnul Ilie Dudurea, președintele CRP, Brăila, cel mai mare CRP din România, ca număr de membri, un prieten deosebit al meu, pe care am determinat duc la Federația Omenia. Doamnelor, domnilor,
Cu ce să încep? Să spun așa, că întotdeauna și prima dată când am venit la Bârlad, am rămas foarte impresionat de ceea ce poate să facă o asociație. Și m-am dus la Brăila și am spus așa, dacă ei pot, oare de ce noi n-am putea? Și am repetat, și am repetat, și am repetat 4 ani. Și n-am putut. Și n-am putut, domnul profesor. Și n-am putut. Și n-am putut. Și spre norocul celor 45.000 de pensionari, când era să fiu dat afară ca să iau istoria, să vedeți cum vin lucrurile, când să mă dea afară și spui, băi, dacă vrei să mai candidezi, și depui dosar. Și am pus dosar de președinte, eu fiind director. M-au ales președinte și din acel moment am ajuns la Bârlad din nou cu doi ingineri, un arhitect și un inginer care priceput în monumente istorice apizate de Ministerul Culturii și am vizitat pas cu pas tot ce are această asociație. În schimb de experiență. Sigur, la Brăila sunt într-o proporție foarte mare, poate sunt pozitiv în revistă, dar se va construi un edificiu cu adevărat care să le reprezinte. Impresionat de aceste lucruri, astea vă spun și mai multe alte chestii privind funcționarea și modul de cum, nu partea de prestări servicii, modul, partea socială m-a interesat foarte mult și care se desfășoară la cel mai înalt nivel în această asociație. Pășim și noi pentru un cel bun, suntem acreditați de Ministerul Muncii să facem servicii sociale la domiciliu, dar asta încet, încet, după ce măsură vom avea spațiile și cabinetele medicale. Ceea ce vreau să mai vă spun dumneavoastră, tot venim la Bârlad, modul cum dumneavoastră știți să vă apreciați valorile locale. Chiar mi-am amintesc acum 2 ani sau 3 ani, tot așa la o întrunire, și a cerut scuze domnul primar fiind la întrunire, că orașul n-ar fi chiar așa curat și a spus, Doamne, ce fel de oameni sunt aici? Și nu suntem departe, suntem la 100 de kilometri de dumneavoastră. Bun, am zis eu mai departe că, împărtășind din experiența dumneavoastră, am văzut modul în care, sigur, tot pe aici avem un an și 2 luni când avem și noi revistă, mai greu, dar a pornit. Într-adevăr, altă modalitate de a comunica cu 45.000 de membri nu există. Nu există. Prin ce să comunici cu ei? Vreau să spun că pe linie culturală sunteți, eu cred că, cel mai înalt nivel. Că partea socială, așa cum știți, are asistența medicală și partea cultural-artistică, cred că sunteți la cel mai înalt nivel. Noi nu reușim și nu reușim, chiar dacă mă duc și închiriez o sală acum și să nu o plătesc eu pe seară să vină gratuit, greu îi aduci. Pentru că nu sunt obișnuiți. La dumneavoastră când, uitați, până acolo, eu când am lansat la revista, n-am reușit să adun 100 de pensionari, am reușit să adun numai vreo 70. Restul a fost în altă parte care dar oricum, lucrurile au început să se dezvolte și la noi și pentru asta vă mulțumim dumneavoastră, cu membrii Consiliului Director și dumneavoastră care, sigur, întotdeauna am cooperat pe toate domeniile. Îmi pare rău că, domnul președinte, mi-a zis acum că m-a dus la Federația Omenia. Nu trebuie să fie discordanță între asociațiile noastre. Noi cooperăm pentru că noi avem un singur obiectiv. Să prestăm servicii pentru oamenii de vârsta treia. Prioritatea noastră, asta este. Și vreau să spun că la Brăila, numărul mare de persoane care există acolo, și numai cine stă să facă o analiză a modului de viață a pensionarilor. Spre exemplu, vă dau un exemplu. Am făcut o analiză și din 20.000 de contracte de împrumut, 16.207 sunt cu pensii sub 700 de lei. Iată, am spus destul. Și cu toate astea, la Brăila era să întâmple o mare nenorocire. Pentru pensionari, totul este numai împotriva lor, așa, nu știu ce are lumea asta cu pensionare. Un judecător mare esteț a spus, domnule, dezolvați asociația.
Păi n-ați văzut că cineva a propus ca pensionare să fie excluși de la vot? Am văzut și asta, am văzut și asta. Mulțumim frumos. Și ne-am, cum să vă spun, da, nu numai atât, dar să vedeți dumneavoastră alta și mai mare. Avem și noi și ne punem fiecare dintre noi un bănuț acolo, pentru mai departe, să ne luăm un bar de sub mai frumos. Știți dumneavoastră, domnul profesor? Nu vrem să plecăm ilegal în partea alta, da? Nu mai suntem cu conformului directivei europene, se pare că, domnule, ne scoate din schema de garantare a depozitelor bancare. Păi, băi, frate, tot lovești, tot lovești, până când nu lovești. Numai uniți, uniți, domnule președinte, vom rezolva problema noastră. Altfel nu se poate. Dar m-am dus în altă zonă. Da. Felicitări pentru revista pe care o noi o conduceți, o contomiți, o... Ce-i faceți, că o faceți extraordinar de frumoasă. Am citit-o în ceea ce am scris eu acolo. Am spus de multe ori că ne pace și că ne fim mândri, mai ne face mai patrioti. Revista are multe, multe lucruri în educarea și formarea omului. De când se naște și urmoare. Această revistă cuprinde tot spectrul de cultură privind educația și formarea individului. Bun, vă mulțumesc și doresc la mulți ani de viață și să mulțumesc, domnule președinte, domnul Petru Sandrei, unul din cei mai fideli membri și colaboratori ai revistei. Poftiți, domnul Petru. Nu era program. Dacă am pățit vreo rușine în viața mea, a fost o singură dată sau două ori când m-au prins profesorii cu lecția neînvățată. Deci, acum repet rușinile de atunci. Nu știam că m-am înscris la cuvânt. Oricum, este momentul să felicit din toată inima pe domnul președinte. Remarcam și cu altă ocazie, are o putere de iradiere, de convingere, de-a dreptul pentru mine, cel puțin, molipsitoare. Este de ajuns un coleg scriitor spunea că Petruș Andrei scrie poezie și când doarme. Nu, când mă trezesc. Dar îmi place să mi se spună, să am o muză, un pretext. Și atunci muza mea pornește la lucru. Acum, de pildă, nu-i momentul muzei? Există momente când trebuie să... Sunt momente când trebuie să fie scurt, concis. Da. Vă mulțumesc de asta tuturor că mă citiți. Mulțumesc și... nașului meu. Îi urez pentru mine și pentru foarte multă lume și mă bucur. Este personalitatea cea mai proeminentă a bărladului cultural. Și îi urez multă sănătate, spor în condei și în idei ca să rimeze cu Petruș Andrei. Vă mulțumesc! Domnul profesor de muză. Vă spun eu că în fiecare, așa la 3-4 zile, dimineața muza o trezește, muza fiind eu. Cine mai de casă, îi spun, domnule profesor, avem următoarea activitate, vreau asta, vreau asta. Dumnealui până la ora 9-10, îmi comunică și versificat și prin prelegeri. Doamna Munteanu Lucea, care am atras-o greu la revistă, dar sper că acum împreună cu domnul Grea Novac, cel puțin până la 107 ani, să fie o colaborare fidelă la această revistă. Cu adevărat, foarte greu m-a convins domnul președinte să fac parte din colaboratorii revistei Viața Noastră. Dar înainte de a vorbi despre revistă, aș vrea să fac o scurtă, foarte scurtă trecere în revistă a ceea ce s-a întâmplat astăzi aici. În primul rând, am constatat atâta oară că armata e cu noi. Am constatat că poporul român prețuiește armata română pentru
tot ce face pentru bunul mers al vieții noastre de oameni mai mult sau mai puțin în vârstă. Adică și pentru cei tineri și pentru cei mai în vârstă. Felicit și eu pe cei prezenți și prin ei pe toți cei care la nevoie ne sar în ajutor. Să fiți sănătoși cei care slujiți patria. Pentru că fără voi, fără dumneavoastră, nu se poate să fim atât de puternici. În al doilea rând aș vrea să fac câteva aprecieri cu privire la aprecierile care s-au făcut asupra activității CRP Elena Cuza Bârlac. Oaspeții pe care i-am avut astăzi, toți au apreciat că aici, la Bârlac, se întâmplă lucruri minunate. Nu voi relua aceste aprecieri, ci doar vreau să spun, domnule președinte, ceea ce s-a spus aici vă obligă. Vă obligă să mergeți mai departe, să aduceți aici oameni de aceeași valoare pe care ați reușit să-i convingeți și mă refer în mod deosebit la domnii profesori Gruia Novac, vechi prieten și om de o rară omenie și de o rară cultură. Mă refer și la Serghei Coloșenco, care nu este aici. Mă refer la toți colaboratorii revistei care se străduiesc să vă aducă în față tot ce este mai important în viața culturală, intelectuală, socială a Bârlacului. Doresc să menționez că treaba noastră, a tuturor colaboratorilor, nu este așa ușoară. Pentru că trebuie să ne documentăm, pentru că trebuie să ne informăm, pentru că trebuie să avem grijă de cuvântul tipărit. Pentru că această revistă a reușit să, revista Viața Noastră, a reușit să treacă granițele de mult, să depășească mult granițele Bârlacului și chiar ale țării spre încântarea noastră și spre onoarea noastră. Trebuie să avem grijă ceea ce scriem acolo. Trebuie să bucurăm sufletele cititorilor noștri, trebuie să fim responsabili. Și eu cred că toți acei care publică în revistă sunt oameni și de cultură, sunt oameni informați, sunt oameni responsabili, care știu ce înseamnă puterea cuvântului scris. Eu aș vrea, mi-ar plăcea să spun mai multe, dar timpul este limitat pentru toată lumea, aș vrea să mai fac următoarea apreciere. Faptul că în paginile revistei publică nu numai profesori. Iată o colaborare consecventă vine din partea domnului comandant de la poliție, domnul Chelar Vasile, și a domnului Gâlcă. Nu-i puțin lucru, pentru că acești oameni sunt foarte ocupați. Nu? Sunt activi, nu sunt pensionari. Și totuși își fac timp și vin cu lucruri foarte frumoase. Eu aș vrea să felicit pe toți cei care scriu în revistele, în paginile revistei Viața Noastră, să o felicit pe domnișoara Teodora Zaldea pentru priceperea și profesionalismul cu care realizează această revistă, să-l felicit pe domnul președinte care vine mereu cu idei noi și idei noi și ne cheamă la ordine și spune, vedeți, vă rog frumos, vreau asta și în timpul util, e adevărat. Felicit pe toți cei care și aduc contribuția la o activitate atât de bogată a vieții casei noastre și nu în ultimul rând aș vrea să felicit pe toți cititorii revistei, să ne dea Dumnezeu sănătate tuturor, să ne dea Dumnezeu sănătate tuturor, iar pentru colegul profesor Gruia Novac o urare specială, pentru că 8 decenii nu e puțin. Nu e puțin. Dar nici mult pentru un om care încă mai are atâtea de spus. Îi doresc să aibă în față atâția ani cât să-i permită să ne spună tot ce are de spus. Încă 27. Doamne ajută! Sănătate! Mulțumim, doamne profesoare! Într-adevăr, astăzi sărbătorim 5 ani de la apariția revistei noastre. Reapariția. Dar această revistă n-ar fi fost cunoscută și nu ar putea fi cunoscută dacă nu este relatată și în media.
Și pentru că duminică, pe 15 noiembrie, s-au împlinit 15 ani de când Poștă Televiziune Media TV redă cu obiectivitate, sinceritate, ceea ce se întâmplă în Bârlad, iar în ultimii 5 ani, ceea ce se întâmplă la cea repede în acuzat Bârlad, și în semn de apreciere pentru profesionalism și obiectivitate, eu vreau la mulți ani acestui Poștă Televiziune și permitem ca în numele dumneavoastră și a colectivul acestui CRP să dăm o plachetă jubiliară, să acordăm, mai bine zis, o plachetă jubiliară acestui Poștă Televiziune domnului Cezar Vieru, reprezentantul Media TV. Doamna Cătălanice, la voastră! Noi am mai făcut un cadou, acum nu știu cum o să împart acest cadou, dar o cană de TV, ce are pe natură. Și ce a spus pe cană aceea? O ureche. Da, simbolul meu de TV. E urechea care a spus. Încă o dată la mulți ani și Media TV și să trecem la prezentarea numărul 24 a revistei. Vă rog, stingeți luminile. Va începe prezentarea. Bună ziua! Permiteți să-mi pun ochelare și să vă spun că prezența mea aici, în fața microfonului și a camerei de luat vederi, se datorează, în primul rând, domnului președinte Mihai Nicolae, care a făcut în așa fel încât să fiu prezent în mijlocul dumneavoastră, întrucât din anumite motive pe care unii dintre dumneavoastră îl știți, n-am cum să vin la Casa de Ajutor Reciproc. Vă salut împreună cu invitații dumneavoastră, cărora le spun un bun venit la această sărbătoare datorată celor 5 ani de reapariție a revistei Viața Noastră, care acum a ajuns la numărul 24. Revista Viața Noastră este oglinda vieții spirituale a persoanelor de vârsta a treia și nu numai. Sunt relatate cu lux de amănunte toate evenimentele la care participă membrii Casei de Ajutor Reciproc a pensionarilor Elena Cuza din Bârlad și să știți că nu sunt puține. Și asta se datorează colectivului condus de domnul Mihai Nicolae. Să începem cu revista. Nu vă speriați că nu voi foile tona pagină cu pagină, ci m-am gândit că ar fi bine să o prezint pe tematici. În primul rând, revista se deschide cu mesajele primite din țară de la membrii sau conducătorii caselor de ajutor reciproc și nu numai. Sunt 20 de mesaje. Vă imaginați dumneavoastră ce arie de răspândire are revista noastră. Am să menționez nu numele, ci localitățile unde ajunge această revistă. Vaslui, Buhuș, Câmpul Lung, Mușcel, Fălticeni, Galați, Timișoara, Hunedoara, Târgoviște, Petrila, Brăila, Suceava, Zalău, Turda, Vălen de Munte, Curtea de Argeș, Pucioasa, Onești, Șuletea, Siliștea Crucii din Dolj și Turburea din Gorj. Nelu Vasile, locuitor al localității Turburea din Gorj, este cel care semnează număr de număr în paginile revistei noastre rubrica de epigrame și a trimis un mesaj care îmi permit să vi-l citesc. Unică în lumea pensionarilor din România, Viața Noastră este o revistă specială după vârstă, o așezăm
în grupa mare la grădiniță. După conținut, este în mod cert absolventă cu magna cum laude a unei facultăți de litere. Colectivul de redacție are un masterat în științe multidisciplinare, iar conducerea casei de ajutor reciproc a pensionarilor Elena Cuza din Bârlad și-a susținut cu brio dizertația de doctorat în managementul actului de cultură. Cititorilor revistei le adresez distihul Pensia să fie lungă, tristețea să nu vă ajungă. Vivat, crescat, floreat, viața noastră! În continuare, paginile sunt cuprinse de impresiile despre revistă pe care le-au scris Virgil Giușcă, Zena Tămășanu, Dumitru Andrei, Vasile Chelaru, Victoria Rudi și Teodora Elena Zaldea. Vorbind despre evenimentele prezente în paginile revistei, amintesc cum a fost sărbătorită limba română la 31 august, în articolele semnate de Lucia Munteanu, Victoria Rudi, Ghiță Cristian și Petruș Andrei. Alte evenimente care sunt menționate în revistă sunt cele petrecute la 1 octombrie, când știm cu toții că a fost Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. La 3 octombrie, școala gimnazială Episcop Iacov Antonovici a împlinit 45 de ani de existență. La 8 octombrie s-a sărbătorit a 61-a aniversare de la reorganizarea casei de ajutor reciproc a pensionarilor, urmată de un spectacol intitulat Speranța, tinerețea vârstei a treia, material prezentat de Ghiță Cristian. La 9 octombrie, doamna Maria Marin și domnul Gruia Novac au vorbit despre Holocaust. La 1 noiembrie s-a sărbătorit centenarul creării Regimentului 52 Artilerie Mixtă General Alexandru Tel și al garnizoanei Bârlad. Materialul din revistă a fost semnat de domnul colonel Nicolae Florin Prunău. Și, ca să spun, tot un eveniment de suflet, s-au împlinit 50 de ani de la terminarea liceului. De Zena Tămășanu menționează lucrul acesta într-un material foarte emoționant. Despre medalioanele prezentate ale unor personalități istorice și culturale, amintim, Vasile Alexandrii, 125 de ani de la moarte, prezentat de Zena Tămășanu, Alexandru Pastia, un aristocrat bârlădean în învățământul farmaceutic românesc, Ștefan Constantinciu. Despre Manolache Costache Epureanu a scris domnul Vasile Chelaru. Maria Marin este prezentă cu medalioanele despre principesa Elena Bibescu și domnitorul Dimitrie Cantemir. Medalionul făcut lui Gheorghe Sărac îi aparține lui Neculai Ghețău. Bento Dică, ambasadorul vasluian pe meleagurile lumii, scris de Angelica Marcela Marcu din Huș, și s-au împlinit 140 de ani de la nașterea lui Ștefan Octavian Iosif, articol semnat de domnul inginer Corneliu Carp. Cititorul de poezie și de proză se poate delecta cu creațiile lirice semnate de Dumitru Barău din Brăila, inginerul Corneliu Carp, Ioana Teodor, Ștefan Constanticiu, Rafael Tudor Lupașcu, nepotul doamnei Dorina Lupașcu, trăitor în Spania, vedeți unde ajunge revista, Ștefan Durlai, debut în revista noastră, Iftene Cioriciu, Petruș Andrei, domnul colonel în rezervă Ioan Staș, și doi invitați, Constantin Grecu din Hunedoara și o schiță a Silviei Badea din Zalău, ambii membri în colectivul de conducere de la Casa de Ajutor Reciproc din localitățile respective. Despre cărțile scrise de bârlădeni apar trei autori.
Nicolae Artene, cu volumul de versuri, Ciocoi zboară către suduri, recenzie făcută de Petruș Andrei, poetul de la Sărățeni, Iftene Cioriciu, cu volumul Țăranii și Țărâna îl iubesc pe Dumnezeu, două recenzii semnate de Victoria Rudi și Petruș Andrei, și istoricul Gheorghe Gherghe, cu monografia Târgu Bârladului, Geneză și Hotar, recenzie aparținându-i lui Ghiță Cristian. De menționat că cele trei volume au apărut la editura Sfera din Bârlad. Revista se încheie cu sportul și activitățile sportive, care sunt relatate de Ioan Mocanu, Teodora Elena Zaldea și de Bogdan Jora. Am lăsat la urmă partea distractivă a revistei, care cuprinde, pe lângă enigmistică și careuri, glume, epigrame, iar partea de rebus este dedicată celor 5 ani de, care au trecut de la numărul 2, cum ar fi, reapariția revistei noastre. Întrucât pe 22 noiembrie îl vom aniversa, sărbători pe domnul profesor Gruia Novac, ce va împlini 80 de ani, revista i-a dedicat câteva materiale semnate de Virgil Giușcă, de subsemnatul, de Mircea Coloșencu, de Nelu Vasile, un catren, colectivul de redacție al revistei Viața Noastră, de Gheorghe Gherghe și de Mircea Fitcal. Îi urăm domnului profesor sănătate, bucurii, realizări, împliniri, îmbrățișări și tot ce își dorește dumnealui. Când este o prezentare inedită a revistei, nu trebuie să mai spun de ce nu a putut domnul să vină. Toată lumea știe, cine e Bârlădean îl cunoaște și datorită unei infirmități nu-și poate permite să stea cel puțin două ore la o asemenea activitate. Noi îi mulțumim pe această cale și mulțumirile noastre o să le vadă pe YouTube ce are pe Elena Cuza Bârlad. Revista o să o găsiți la ieșire. Fetele abia așteaptă să vă mâneze. Cine mai vrea reviste mai multe, să ne spună, dar nu cu condiția, dar cu o singură condiție, să ajungă la cititori. Și la cei care știu să interpreteze actul de cultură. Mă numesc Dudula Ilie, sunt președintele Cadrei de Ajutor Reciproc, Ana Aslan Brăila. Casa Bârlad este asociație care este un exemplu pentru toate asociațiile din țară. Este organizată în așa fel încât desfășoară atât activitățile de prestări servicii pentru împrumuturi și celelalte activități cu privire la aceasta, cât și pentru activitatea socială, mă refer la asistența tehnică și în special cea culturală, artistică. Spun că este un exemplu, pentru că întotdeauna au organizat simpozioare și activități culturale care ați făcut pe noi toți care venim din afară. De asemenea, despre evenimentul de astăzi pot să vă spun că, și am spus și mai înainte, felicit pe cei care au organizat această activitate de astăzi și le doresc să o țină tot așa. Domnule președinte, îi urez viață lungă, la mulți ani, și să realizeze tot ceea ce dânsul și-a pus în gând pentru ca să ducă mai departe această asociație cât mai sus din punct de vedere al vieții culturale, din punct de vedere al prestărilor de servicii. Sunt Hâncu Ionel, președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Galați. Începând din anul 2002, sunt un prezent permanent aici la Bârlad, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Bârlad. În această perioadă am putut să constat diversitatea activităților desfășurate la Casa de Ajutor Reciproc din Bârlad și nu numai atât,
Și cu ocazia, și în toamnă, atunci când s-a aniversat ziua de început a activității aici la Bârlad, care era vreo 107 ani, și astăzi am putut să constat că aici la Bârlad există o activitate bogată în toate domeniile vieții, în special al vieții sociale. Aici la Bârlad am rămas uimit și în toamnă și acum de modul de concepere a acestor activități și sărbătorirea astăzi când au fost organizate aceste aniversări este un lucru deosebit, un lucru care pentru noi casele de ajutor reciproca pensionarilor ar trebui să stea în atenția noastră și să organizăm și noi asemenea evenimente. Felicitări casei de ajutor reciproca pensionarilor din Bârlad pentru asemenea festivități și îi urez colegului și prietenului Mihai Nicolae să aibă multă sănătate, să poată organiza și în continuare asemenea activități și felicitări pentru modul în care reușește să adune în jurul său oameni de o asemenea valoare. Sincere felicitări pentru organizarea acestor activități care întotdeauna m-au impresionat. De un an de zile de când colaborăm foarte aproape, ne propunem să realizăm și monografia Omagiul Eroilor Vasluieni, m-ați impresionat cu tot ce faceți. Fiecare activitate pe care o organizați este din ce în ce mai bună, de la o perioadă la alta. Să mergeți tot așa înainte, să atrageți în continuare intelectualii Bârladului și să nu uitați rugămintea care v-am făcut-o de a atrage membrii cercurilor cultului eroilor. Copiii vor fi impresionați dacă dumneavoastră o să le dați puțin atenție și veți vedea că nu veți regreta deloc. Vă doresc din suflet multă, multă sănătate dumneavoastră, familiei și colaboratorilor și realizări deosebite în acțiune pe care le desfășurați în cadrul asociației. La mulți ani, domnule președinte! Privitor la manifestările care sunt organizate la casă, noi suntem nu numai mulțumiți, suntem și foarte bucuroși că ne aducem aminte de evenimentele care le-am petrecut în tinereța noastră sau mai târziu. De asemenea, ne întâlnim cu foștii noștri colegi, cu actualii colegi și ne petrecem în timpul frumos, atractiv, educativ și, cum să vă spun, pentru îmbogățirea cunoștințelor noastre. Că sunt multe lucruri care nu le cunoaștem, că omul știe toată viața învață. De tuturor activităților de la Casa de Ajutor Reciproc se află din 2010 magistrat pensionar Mihai Nicolae, care este președintele acestei case și inițiatorul tuturor activităților sociale, culturale și așa mai departe, astfel încât Casa de Ajutor Reciproc de la Bârlad a devenit una din primele case și în plus, tot din 2010 se editează la această instituție o revistă valoroasă, Viața Noastră, care este difuzată în toată țara și chiar și în afară și se bucură de un prestigiu deosebit. Astăzi se aniversează chiar 5 ani de la reapariția acestei reviste deosebite cu foarte mulți colaboratori, cu un colectiv de redacție deosebit și care îi dorim la fel viață lungă.